Hai să vă arăt despre ce este vorba. Arăți bine. Hai să mergem. Eu sunt aici, mă ultim obiectiv. Da. Am terminat programul. Păi bagă zâmbetul că e final. Vrei să fii? Păi nu numai la mine. Ia, arată acolo. Uitați-vă, doamnelor și domnilor. Cei care vă uitați în momentul ăsta, cât de zâmbăresc poate să vină mai ar. Vino cu prim plan către el, te rog frumos. Ia, arată-le zâmbetul tău, hai. Bă, ce zâmbet e ăsta, mă? Vrei să fii forțat? E forțat, să văd, ia. Uitați-vă, ăsta este la forțat. Așa. Pentru toți cei care vă uitați, el este... Maiar. Să-mi dăm o pumnă ca să vadă că e puternic așa, uite, maiar. Bun, și fă așa acum, ia uite, ca mine. Ăștia suntem noi doi. Da, Maiar este un proiect de suflet al meu, pentru că el este unul din artiștii mei preferați. Ne-am cunoscut cum? Cum, mă, nu știi cum ne-am cunoscut? Nu. Mă, bobiță, ce facem? Ne-am cunoscut aici. Cum aici ne-am cunoscut noi? Acasă? Cum acasă să ne cunoaștem? Unde ne-am întâlnit noi prima oară? Prima oară aici. Nu. Acasă? Nu. Tot acasă ne întoarcem? Nu ne-am întâlnit la emisiune? Când ai venit la sală să repetăm? Da. Da. Deci ne-am cunoscut în momentul în care un prieten foarte drag de la emisiunea care se numea cum? Neața și Răzvan și Dani. Neața cu Răzvan și Dani. Dă-mi jos asta o rechilă, așa. Neața cu Răzvan și Dani și mi-au spus ok, uite, avem un artist, un băiețel mic, simpatic, foc, vino să ne ajuți. Și am zis, da, de ce să nu fac lucrul ăsta? În general, lumea, pentru mine n-a contat unde am ajuns sau unde am jurizat sau pe cine am coregrafiat artiști național, internațional sau lucruri de gen. Dar, în schimb, mereu mi-a plăcut să lucrez cu copiii și când l-am cunoscut prima oară pe Maiar și a venit cu acest zâmbet, m-a forțat. Așa, și acum la normal. Așa. Zâmbetul ăsta ucigaș, bineînțeles, dați fac și eu, că nu mi iese, bineînțeles. Vreau să zic că am fost în postura în care m-a impresionat din prima secundă. În primul rând, dezinvoltura pe care o are, educația pe care a primit-o și e un lucru extraordinar, că știți foarte bine că mie îmi place să lucrez pentru viitor și să dau mai departe ceea ce mi s-a oferit și ce mi-a dat viața. Am reușit să facem o coreografie, am participat la Neața, ne-am simțit foarte bine și acum suntem să lucrăm pentru ce mai ar? Pentru... Treabă lucru? Pa. Ce facem noi vineri? Ce filmăm? Vineri? Clipul. A cui? Al meu. Păi zi, mă, filmăm. Suntem aici ca să învățăm să dansăm pentru videoclipul? Învățăm aici să dansăm pentru videoclipul meu. Ați zis, mă, ce, hai încă o dată. M-am încurcat. Păi și eu la fel. Mi-am zis că ne-am încurcat amândoi. Hai. Încă o dată. Ce ți-am zis de fiecare dată când este camera pe tine? Să mă uit la ea. Te uiți la ea acolo și vorbești calm. Hai! Vreau să dansez pentru videoclipul meu. Vrea să danseze pentru videoclipul lui. Corect, de asta suntem astăzi ca să ne antrenăm. Și cum vă spuneam, o zi din viața lui Paul Gheorghe. Bine, suntem la mijlocul zilei, Mirea, nu? Da. Superb. A, și haideți să vă arăt încă o dată, cum vă spun de fiecare dată, eu îmi promovez trepiedul. Ce? Camera woman. Camera woman. Da, fără ea nu aș face lucrul ăsta. Deci, Maiar. Up. Și hoi, să zburăm, să mergem să lucrăm. Și acum, pac, aici. Ia-te după mine, ce faci? Ia-te după mine, ia uite-mă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atenție la brațele mele. Pa, pa. Ia-te după mine. Ai ruginit? Ce? Ruginit înseamnă că de bătă miște, așa. Ai ruginit? Acum, plecăm cu dreapta, da? Suntem aici. Da. Cu dreapta se duce în jos. 5, 6, 7 și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa era sincronul. Și bineînțeles că acum atrag chiulul. De ce? Pentru că... Dreaptă. Am zis că bătut până la baie. Ok.
Și acum las să lucreze soția. Băi, eu de asta mi-am luat soția. De asta mi-am luat soția, ca să pot să fug, să mă ascund. Glumesc, nu. Ea este dansatoare de asemenea și îmi place foarte mult pentru că mă ajută la absolut tot ceea ce fac. Din punctul meu de vedere, în situația unei căsnicii, trebuie să împarți totul. Și normal că împarți și munca. Oh, ce grea e camera asta. Mă uit acolo pentru că acolo am camera de supraveghere. Mă uit aici, vă văd pe voi. Bun, în altă linie de idei, vin și vă spun în felul următor. Spuneți-mi ce anume vreți să mai știți, ce vreți să mai filmez. Vreți să vorbim o picanterie despre industria muzicală, videoclipuri, substraturi și ceea ce vreți să cunoașteți? Dați pe Google și căutați Paul Gheorghe Coregraf și spuneți-mi la ce videoclip și ce poveste vreți să vă spun din artiștii cu care am lucrat. Vă indic câteva nume. Anda Adam, Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Al Negru, Dalma, Black Sea Girls, mulți. Căutați pe Google și spuneți-mi exact cu cine și despre ce vreți să vă povestesc. Și bounce, bounce și am plecat. Bounce, bounce. Și acum ai și pe piesă, vreau să te concentrezi la fel. Din ce în ce mai bine. Una, una, două, două, hei, ha! Pa, 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 pa. Deci dacă reușești să te concentrezi pe ele fără să stai așa mult, să te chinui sau să faci lucruri, să te gândești, a, de ce nu fac aia? Știi care e toată cheia? Când începi să te gândești așa, să te relaxezi un pic, pierzi tot ce înseamnă ritm. Trebuie să te concentrezi cum faci tu de fiecare dată, când faci, ți iese. Așa este, când faci, iese de fiecare dată. Ia zile la cameră, ce o să faci acum? Zii tu ce vrei, ce vrei să faci acum? Ce vrei tu să faci acum? Cum mă, habar, la ce oră suntem noi acum? Depictat? Păi și atunci ce trebuie să faci? Acum dansez și mă concentrez. Bun. Să fac pe ritm cum trebuie. Bravo! Bună dimineața! Este ora 8 și să mă uit la telefon. Deci 8 și să mă uit la telefon. 8 și 10, suntem la filmarea videoclipului lui Maiar, ne-ați văzut în sală, ați văzut ce am făcut acolo și acum avem lângă noi brigada de șoc. L-avem pe Tudorică, o avem pe Antonia, atenție, l-avem pe Tudorică mic, l-avem și pe Tudorică mare. Antonia, Ane, Ioana și cu Daria. Mergem să filmăm videoclipul aici la Muzeul of Senses. Adică ne vom distra de minune pentru că va fi exact poziția în care vom face poze cu susul în jos. Dar până atunci hai să vedem ce se întâmplă. Hai să deschidem să vedem ce face. Bună dimineața! Ce faceți? Bine, Maiar, ce faci, Maiar? Bună dimineața! Cum ești? M-am ascuns, ai văzut cum m-am ascuns? Ce frumos! Salut, ne cunoaștem? No. Paul Gheorghe, îmi pare bine. No. Paul Gheorghe, îmi pare bine. Ce faci, băi, bărbat? Ce faci? Cum ești? Ah, ce tare ai dat! Vezi că nu te lovești. Op, mai aveai puțin. Bă, dar ce bine și ce voios ești în dimineața asta, mă. Așa îmi place. Ai văzut ce voios ești de dimineața? La 4 s-a trezit. La 4 s-a trezit. La 4 s-a trezit. Ai făcut cu mâna la cameră? Uite aici, la cameră. Ai făcut cu mâna? I-ai zis bună lui Antonia? Bună. Și lui Ane? Bună. Și lui Ioana? Și lui Ioana? O, cine este? Că nu știu. Uite acolo în spate, că, cum adică cine este? Da, cam despre asta este vorba. Suntem la filmarea videoclipului lui Maiar. Copiii sunt încălziți, le e somn, e clară treabă. Dar vrem să vedem cum se descurcă. Așa că avem aici Max Trouble-ul, după cum observați. Copie la teză pe telefon, stăm acolo. Da, în altă ordine de idei le-am spus să stea drepte, să nu se miște deloc. Uitați-vă aici, de exemplu. Poziție acum, regulamentară. Regulamentară, da. Prioritate de dreapta. Așa înseamnă. De asta nu vreau ca să fim acolo. Pentru că e foarte important să lăsăm singuri. Știu că sunteți precauți, știu că vă pasă, hai să-i ajutăm să fie bine, dar nu. De ce îmi place mie momentul când e camera? Pentru că de fiecare dată când e camera, toată lumea e atentă, să nu zic că să nu fie ceva. Trebuie să mă obișnuiesc camera, că o să facem lucrul ăsta. Bună dimineața! Ce face dulceața? Hai înăuntru, ce treabă, las-o pe mami aici, că mami cere să duc la cafea acum.
Oficial îmi merge bine. Părinții la cafea. Să top. Cum ești? De ce? Am mai dat la asta. Da, și de mândat de câte ori ne vedem. De ce? Ce ai făcut? Ai ridicat ceva? Jos aici? L4, L5? Sus? Deci să nu mai ridici, să nu mai faci nimic. Dar te doare pe coloană sau te doare când... Că ridici? Wow! Mamă! Ia uitați-vă aici, nu-mi vine să cred. Băi, să moară peștișorii mei dacă te mint, dacă nu dau cu ochii în oglindă. Hai după mine. Vino ca să... Hai să vă arăt despre ce este vorba. Trepiedul, te vezi, nu e problemă, că asta și vreau. Bă, pe unde o iau, mă? Ma, să moară... Să moară ciuc și puc, dacă nu m-am nebunit pe aici. Hai! Vino după mine. Băi, sunt aici! Sunt aici! Ai văzut cum am ascuns? Hai și acum... Nu știu, doar să-mi pune primul cât... Vezi că dai în oglindă. Hai pe aici, ia. Ma. Bă, nu, așa. Ce să fac cu mâna? Vorbește în română. Ma. Băi, deci mă simt prost. Mă jur că mă simt prost, nici nu știu pe unde să merg. Habar n-am. Dacă mă văd în față, e bine. Pe unde să mă văd în toate direcțiile unde no, mă văd. Gata, am ieșit. Suntem bine. Hai să mergem mai departe, să vedem despre ce e vorba. Și acum stați să vă explic ceva, fiți atenți. Deci toată viața mea am dorit să fiu magician. Deci de când l-am văzut pe râle, mi-am dorit să fiu magician. Ia fiți atenți acum ceva. Stați acolo, numărați până la 3 și după asta veniți. Du-te puțin mai în spate să numărați până la 3, numără până la 3. 1, 2, 3 și vino. Ia uite-mă. Magie. Toată energia din degetele mele și ia uitați-vă cum fac. Magie. Deci dacă nu vedeți, știu să... Bună dispoziție pentru toată lumea. A, ia uite aici. Mișto de poză, uite, asta e la de poză, știi? Pac, facem poze? Da. Hai, oprește să facem poze de data asta. Hai să mai lăsăm copiii mai încolo, că arată prea bine aici, avem ceva. M-am hotărât. Numai cât am învârtit un pic, cred că vedeți că am strâns ăsta, da? Hai să mergem. E aici. Mă simt ca în Star Trek. Lumina se mișcă, Star Trek. Vino după mine, că nu ți se întâmplă nimic decât o să cazi. Mamă. Râd, dar nu m-am mai simțit așa de când eram copil, să mă arăpești și eu, Luan, dacă știi pe unde mă învânt. Sunt în altă planetă. Ok. Ok. A, și aici? Pui fața și ce se întâmplă? Ai grijă, Einstein este cu ochii pe tine. Dar el știe că și eu sunt cu ochii pe el? Se moară. Și ce fac acum? Am riglă. Ce să fac cu riglă asta? Aoleu, asta e de rezolvat lucruri. Nu, lasă-le, că e de rezolvat de lucruri, de copii, de toate nebunile. Noi înregistrăm? Ne merge microfon? Da. Sigur? Păi. Să mă așez pe scaunul meu cel frumos. Ah, sunt tare. Hai. V-am adus alături de prietenii mei cei mai buni. Cum o cheamă? Vino cu aici. Vino cu aici. Ce fau, bărbatii? Uitați-l pe Maiar. A venit, ce frumos arată. Arăți bine. Da. Ai șapcă, la fel ca mine. Da. Belea. Sa aici, ești cu mine. Avem aici șapcă, suntem amândoi la fel, nu? Arată mai bine ca în poze. Așa? Da. Arată mai bine, vezi? Trebuie să facem o ședință foto așa amândoi. Da. Bagă zâmbet. Bagă zâmbet, așa și acum zâmbetul normal, la natural. A, v-am spus, ați văzut din sală până aici, suntem bine. Bravo. Cum te simți înainte de videoclip? Bine, mă simt. De ce? Acum am energie. Ai energie acum? Da. Dă-mi și mie. E prea dimineață. Gata. Afirmați-l și puțin pe Bilar ca să se vadă și el că stă ascuns acolo. Omul din Brăil credea că scapă de noi. Știți cum stau lucrurile acum? Prima oară îl lăsăm așa, după asta trebuie să-l băgăm în sală, nu?
Danseze și el, nu numai se uită la noi, dă-ne filmulețe, hai să vedem filmulețe și asta. Nu-l pune și pe tata la treabă. Ai grijă, tata, că nu scape așa ușor. Felul motor, stăm aici, uitați-vă la el, uitați-vă la poziție. Dă-te mai în interior, Daria, dă-te mai în exterior puțin Ioana. Exterior, așa, aici. Da, deci avem o dată cu el, da? După care avem un fel următor, ne dăm la o parte noi. Ne dăm la o parte, mergem acolo, Antonia, unde era Ioana. Ane, unde era Daria. Stai acolo tu, rămâi la fel, pe aceeași poziție. Unde era Daria, Tudor în spate. În spate rămâi iar, ca la sală. Da? Aici o să trebuiască să facem schimb de geacă, da? O să facem un schimb de geacă, o să iei o geacă albă. Tu de la fete, tu luați, faceți între voi când filmăm. Transmite un mesaj tuturor și spune-le cum o să fie azi. O să fie foarte bine. Așa, da? Știi ce ai de făcut, da? Da. Hai, să mergem. Hai, gașca. Ați luat gecuțele? Aici filmăm. Hai înăuntru. Ui, hai, schimbați. Așa, 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 așa. Mai aproape, mai aproape, mai aproape, mai aproape. Hai, Tudor, mai aproape. Brațele pe sus, ia uite. În direcția asta, după mine. Brațul deasupra capului, aici. No, noi sincronul încă, la liber. Deci eu când vorbesc cu ei și spun, ei sunt acolo. Tu acum tot ce trebuie să faci este, uite, eu sunt aici, mă uit în obiectiv. Exact cum am făcut noi la sală și ziceam, tot timpul în cameră te uiți. Și te uiți aici și cânti versurile, tu le explici. Doar când îți spun eu să dansez mai iar atunci, dar tu atunci te miști cu atitudine. Exact cum am făcut noi la sală, ți-mi minte? Ce ți-a zis de emisiune, de neață, cum trebuie să fim, da? Ești babă, bătrân, moș, ce ești? Tânăr, atunci hai să văd că ești tânăr. Bun, noi la fel, noi suntem lângă el, plin de energie, da? Așa, hai, mai în față, Tudorica, mai în față. Așa, hai, mai cu viață, mai energic. Prima filmare, s-au descurcat foarte bine și mă bucură foarte mult pentru că sunt energici. Mă așteptam să fie mai greu, dar din contra am fost bine, am băgat la cap tot ceea ce am vorbit în sală. Pentru asta sunt mândru. Hai să vedem ce se întâmplă până la finalul videoclipului. Am terminat de filmat videoclipul lui. Și acum... Păi cum te cheamă, mă? Eu mă numesc Maiar. Și? Și astăzi, da, am terminat programul. Păi n-am, ce-am făcut, mă, noi azi? Noi nu le povestim și noi ce-am făcut astăzi. Adică noi ce-am făcut? Am făcut program de televiziune? Am făcut program de televiziune, am dansat. Păi, te mănânc, am făcut, am filmat videoclipul tău, ei. Am filmat videoclipul meu. Oh. Și cum a fost? Cum te-ai simțit? Bine. Ți-au plăcut dansatorii? Da. Ai dansat? Da. Ei, doamnelor și domnilor, dragi internaționali oameni, el este Maiar. Eu sunt Maiar. Ai mai zis o dată? Da, știu. Păi și atunci ce fă? Bagă zâmbetul că e final. Zâmbetul, mă. Ăla, normal. Ne vedem data viitoare, cam asta este o zi din viața lui Paul Gheorghe și uitați-vă la Maiar pentru că cu siguranță o să-l vedeți nu doar în România. Suntem pe pași mari.